acest sfârșit de săptămână am fost solicitați la 8 situații de urgență, un număr redus față de alte weekenduri. Totodată am fost solicitați la 5 asigurări măsuri pe sei, dintre care 2 au fost la accidente rutiere. Din fericire nu a fost nevoie de intervenție echipajelor de descarcerare, s-au asigurat doar măsuri pe sei. Am fost solicitați și la 2 incendii, un incendiu de deșeuri menajere și un incendiu la o casă de locuit în municipiul Târgu Mureș pe Valea Rece. Casa ars acoperișul casei pe o suprafață de aproximativ 25 de metri pătrați. În interior se aflau multe materiale textile care au fost evacuate de către colegii mei. Incendiul a fost lichidat oricum în scurt timp. Deoarece în sezonul cald a crescut numărul persoanelor care au ales să își petreacă timpul liber în apropierea cursurilor de apă, pompierii mureșeni au fost solicitați să intervină pentru degajarea unei persoane decedate pe râul Mureș în zona barajului din localitatea Sâncraiul de Mureș. Pentru evitarea tragediilor, pompierii atrag atenția asupra faptului că cetățenii trebuie să meargă la scăldat în spații special amenajate și nu acolo unde există avertismentul scăldatul interzis.